Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru perioada 1-15 mai 2024. În această perioadă, fiind Paștele Ortodox, vă urez un Paște fericit, cu multă, multă sănătate, cu lumină în suflet și în casele dumneavoastră, bineînțeles, cu pace. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Berbec în această perioadă. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Berbec, perioada 1-15 mai 2024. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Berbec, perioada 1-15 mai 2024. Fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Berbec. Haideți să vedem, avem împărăteasa, wow, ce frumos, zecele de monede, foarte frumos, și cinciul de cupe. Aveți perioade în care vă gândiți la trecut, trei de monede. Munciți foarte mult în această perioadă, aveți parte de abundență, familia are un rol foarte important în viața dumneavoastră, în această perioadă. Poate deveniți părinți unii dintre voi, da? De doamnele din Berbec, sau aveți parte de abundență, de stabilitate, de siguranță, vă îngrijiți foarte mult, vă acordați foarte multă atenție în această perioadă, dar posibil să aveți de-a face cu Zodia Taur sau Balanță, da? În unele cazuri, vă doriți foarte multă stabilitate. Munciți pentru această stabilitate. Depuneți foarte multe eforturi, da, pentru a avea această stabilitate. Vă revedeți, da, cu familia în această perioadă. Este multă siguranță aici. Vă doriți foarte multă siguranță. Poate este vorba și despre, nu știu, o moștenire în unele cazuri. Sau este ceva care și regretați din trecutul dumneavoastră. Ceva care nu vă dă pace în această perioadă. Simțiți așa, vă simțiți, mai aveți perioade, da, în această situație, da, în care vă gândiți. Poate un membru al familiei, da, l-ați pierdut și acum, nu știu, parcă sărbătorile, da, vă aduc așa o stare destul de neplăcută. Vă tot uitați în trecut aici, unii dintre voi, da? Lucrați într-o echipă restrânsă, da, de mai puțin, da, de 3 aici. Este o muncă în echipă, poate chiar în familie, da. Puneți umărul și vă ajutați reciproc într-o anumită situație sau deveniți părinți unii dintre voi, da? Este ceva care poate în trecut v-ați dorit și acum devine realitate, da? Acest lucru. Posibil. Sau stabilitatea financiară, vă reveniți din punct de vedere financiar. Unii dintre voi. Ia să vedem despre ce este vorba aici. Ce se întâmplă cu voi? Wow, marele preot. Foarte frumos. Aici este ceva stabil. Contracte, colaborări serioase, da? Stabile, sigure. Semnați în această perioadă. Vă rugați foarte mult. Credința are un rol foarte important în această perioadă. Posibil să aveți de-a face cu Zodia Taur. Este o perioadă în care spiritualitatea are un rol foarte important. Cineva, o persoană în vârstă care este ca un mentor pentru voi, poate cereți un sfat, da, să ieșiți din această situație de supărare, da, de regret. Cineva aici vă ajută să ieșiți din această situație. Foarte frumos. Poate chiar și un cuplu, da, care vă poate ajuta să depășiți o situație. Semnați acte.
Vă căsătoriți unii dintre voi, vă logodiți, deveniți părinți la o anumită zi de sărbătoare, da, fiind și Paștele, unii dintre voi, da, vă reîntâlniți cu persoane dragi care vă, poate vă aduc într-o stare de nostalgie, că un membru al familiei nu este prezent. Posibil și acest lucru, da, și să vă aduc așa o stare de nostalgie. Foarte frumos. Vă revedeți cu cei dragi, cu familia. Foarte interesant, da, trei de bâte, călătorii mai scurte, drumuri scurte, dar și o primă deblocare aici, o primă victorie, ca să zic așa, foarte multe drumuri, dar scurte, și este o așteptare mai mică, o așteptare mai mică pentru a vă revedea cu cei dragi în această perioadă. Ia să vedem despre ce este vorba. Șase de monede, aveți de dat bani, aveți de luat bani, oferiți cadouri, primiți cadouri în această perioadă, este așa un echilibru. Cumpărați o casă, poate unii dintre voi, faceți o mutare. Da, posibil și acest lucru. Pentru unii dintre voi în această perioadă, da, să faceți anumite schimbări în viața dumneavoastră. Apar schimbări destul de mari. Cavalerul de bâte tot despre mutare vorbește, despre relocare. Acționați foarte multă pasiune aici, foarte multă energie în același timp, posibil să aveți de-a face cu zodiile de foc, leu, berbec, săgetător, zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Faceți o mutare, o schimbare sau poate renunțați la o persoană, la imaturitate, cineva aici cumva renunță la imaturitate, devine mult mai sigur, mai stabil, mai responsabil, pur și simplu ia anumite decizii, această persoană să nu mai fie atât de, să nu se mai arunce cu capul înainte, își dorește stabilitate, siguranță. Se întâmplă o schimbare, apare o schimbare aici în viața dumneavoastră în care vă, pur și simplu vă pune așa, în gardă, da? Vreți să schimbați, vreți să deveniți mult mai siguri, mai maturi, mai împământați, da? Vă doriți să vă întemeiați o familie, nu mai vreți să alergați în stânga și în dreapta, da? În unele cazuri. Nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj, bineînțeles. Cavalerul de spade. Da, apar schimbări bruște, da? Deci se vor mișca lucrurile destul de rapid, dar și o persoană aici care este pusă pe harță, posibil, da, din membrii familiei, să fie cineva nemulțumit de decizia pe care ați luat-o sau de mutarea pe care o faceți, de situația dumneavoastră pe care o aveți acum în momentul de față, da? Vă doriți stabilitate și poate cei din jur nu sunt de acord cu dumneavoastră, da? Vă știau imaturi, poate unii dintre voi nesiguri, nu erați stabili și acum dintr-o dată v-ați hotărât să faceți acest lucru și cumva agitați aici o persoană, da, care nu este mulțumită cumva că dumneavoastră sunteți hotărâți să mergeți pe drumul acesta, da, să deveniți stabili, siguri, să vă întemeiați o familie. Stârniți cumva curiozitatea celor din jur și invidia în unele cazuri. Nu este valabil în toată lumea, da? Posibil să aveți de-a face cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Da, sunteți cu garda sus, 9 de bâte, vă este teamă, da, de această schimbare, de această întâlnire poate cu această persoană care vă dă bătăi de cap, da, care nu vă aduce așa într-o stare destul de neplăcută pentru unii dintre voi, dar poate să fie doar o anumită zi, da, nu toată perioada asta veți fi așa, dar simțiți nevoia să fiți cu garda sus. Aveți totuși o teamă aici, da, de a vă întâlni cu această persoană pentru că știți că este pusă pe ceartă. Da? Știți, da. Deci aveți de-a face cu cineva care nu vă puteți înțelege. Este o persoană vulcanică. Tot timpul are ceva de reproșat această persoană. Da, simțiți nevoia să vă apărați. 7 de bâte. Deci, se pare că există aici un mare, mic conflict în unele situații, da? Poate pentru faptul, nu știu, pentru o moștenire în unele cazuri, da, vă certați din punctul ăsta de vedere cu cineva, nu este de acord să împartă moștenirea, poate cu o mamă în unele situații, da? Aveți de împărțit ceva, da, o casă, pământuri, terenuri, da, în unele situații și nu cădeți de acord cu această persoană. Da, vă este teamă
de această persoană, vreți să, wow, tot cad aceste cărți, valetul de monede, da, sunteți la început, este un proiect nou, se mișcă greu acest proiect, este la început, parcă nu se mai termină, da, parcă aveți ceva de făcut, da, lucrați, încă lucrați, munciți, vă doriți să duceți planul până la capăt, da, proiectul, situația în care vă aflați, dar merge destul de greu. Studiați o nouă ofertă, poate vi se face o nouă ofertă la un nou loc de muncă, o nouă șansă care apare, o energie tânără, da, un copil, poate un copil care își întemeiază o familie în această perioadă și cumva poate nu sunteți chiar atât de mulțumiți de alegerea pe care a făcut-o, de partener, partenera pe care a ales-o, da? Poate să fie și acest lucru în această poveste, da? Desigur, să nu fiți de acord în unele situații cu alegerea copilului, da? Ce a ales să facă, da? Cavalerul de bâte din nou, da, deci aici este cineva care din o persoană imatură, posibil, da? Eremitul, zodia fecioară, posibil să aveți de-a face cu această zodie, da? O persoană înțeleaptă, o persoană care îi cereți sfatul, îi cereți poate un tată, da, în unele cazuri, o persoană în vârstă cu experiență de viață care cere sfatul. Sau dumneavoastră intrați în această energie, da, poate sunteți mai singuratici, mai vă izolați de cei din jur în unele situații, da, simțiți nevoia să vă retrageți un pic, să vedeți imaginea de ansamblu, să vă dați seama ce decizie să luați, da. Cum ar trebui să procedați? Deveniți mai înțelepți, căutați soluții, să nu mai ajungeți să vă certați cu această persoană sau poate sunt mai multe, da, persoane care nu sunt de acord cu alegerea dumneavoastră sau cu situația dumneavoastră, da, cumva stârniți așa o invidia celor din jur în unele situații, da? Dar este o persoană care este prinsă aici, care își dorește foarte mult să clarifice, să spună ce are pe suflet, da? Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.